examenul clinic este cel care pune diagnosticul de hernie. De obicei, nu avem nevoie de alte investigații complementare decât în cazul în care examenul clinic nu decelează acea hernie. Există doar suspiciunea, dar nu ne confirmă prezența herniei și atunci avem nevoie și de alte investigații. Cum ar fi? O ecografie abdominală însoțită de ecografie de părți moi în regiunea inghinală și care ne poate pune diagnosticul de hernie inghinală și ne poate descrie defectul parietal, dimensiunile, conținutul sacului de hernie și acest examen ecografic coroborat cu examenul clinic pot pune diagnosticul de certitudine de hernie inghinală. Examenul ecografic se poate face aici? Examenul ecografic se poate face și aici, în Ovidus Clinical Hospital, bineînțeles. Odată stabilit clar despre ce vorbim, ce urmează? Urmează tratamentul chirurgical, pentru că orice hernie inghinală doar chirurgical se rezolvă. Nu există alt fel de tratament pentru hernie inghinală. Tratamentul chirurgical în cadrul spitalului nostru se poate face prin două metode, fie clasic, operația clasică deschisă, fie cea laparoscopică. Fiecare cu avantaje și dezavantaje. Cele mai mari avantaje ale tratamentului laparoscopic sunt că durerea postoperatorie este mai scăzută decât în operația clasică, reinserția socioprofesională, deci revenirea în câmpul muncii este mult mai rapidă, rata de recidivă este mult mai mică decât în operația clasică, pentru că se acoperă toate orificiile posibile de hernie. Regiunea inghinală are mai multe orificii posibile de hernie, iar în tratamentul laparoscopic se acoperă, se protezează toate, se elimină rata unei recidiva unei hernii prin alt orificiu decât cel inițial. Și reinserția profesională câte zile? În mod normal, pacientul nu trebuie să facă eforturi majore o lună, dar depinde de ce face pacientul la muncă. Dacă nu face eforturi mari, nu ridică greutăți, se poate întoarce la muncă și după 10 zile. Iar în cazul clasic? În cazul clasic, durerea postoperatorie e puțin mai mare și atunci pacientul se întoarce la muncă puțin mai târziu. După 2 săptămâni de la operație, durerea postoperatorie este comparabilă în ambele procedee. Dar primele 2 săptămâni sunt cele care fac diferența din punct de vedere al durerii între cele 2 procedee. O operație grea? Nu este o operație grea, este o operație migăloasă. Pentru că în canalul inghinal, în zona inghinală, sunt foarte multe structuri fine, foarte multe structuri care aparțin testiculului și dacă se lezează vreo structură anatomică necesară testiculului, poate să pună în pericol viabilitatea acestuia. Din această cauză trebuie să fie foarte mare atenție când se face această operație. Internarea pentru ambele operații se presupune niște analize pe care trebuie să le recoltăm, se pot recolta tot în cadrul spitalului nostru. O radiografie pulmonară, un EKG și în aceea zi sau a doua zi se face intervenția chirurgicală. Dacă este nevoie de un examen cardiologic preoperator în funcție și de vârsta pacientului, se poate face și acela în cadrul spitalului nostru. Operația durează, depinde de tipul de metoda aleasă. Poate să dureze între o oră și o oră jumătate în funcție de tipul de operație. Pacientul după operație merge în reanimare aproximativ 2 ore, după aceea vine pe secție, în maxim 2 zile este externat cu recomandările de a evita eforturile fizice și cam atât, cu un tratament de durere la nevoie. Pacientul va fi îndrumat să revină la spital după 1 săptămână la control, ca să ne asigurăm că totul este bine și din punct de vedere al plăgii operatorii și din punct de vedere al operației în sine. De obicei nu are fire de scos pentru că folosim o sutură estetică intradermică cu fire care se absorb, se topesc. Mai vine la control undeva între 4 și 6 săptămâni după operație când stabilim dacă apare vreo recidivă sau nu. În mod normal nu trebuie să apară. La acel moment se consideră că plasa este vindecată, este integrată și nu mai are vreun motiv să apară vreo recidivă. În general apare la bărbați. La bărbați este cea mai frecventă hernie inghinală. Femeile sunt predispuse la hernii femurale, pentru o zonă puțin diferită față de cea inghinală. Dar la bărbați, în general, apare la bărbații tineri care muncesc, care fac eforturi.
mai apare la pacienții care suferă de o constipație cronică sau pacienții care sunt fumători și tușesc foarte mult, sunt tușitorii cronici. Și bineînțeles că apare și la pacienții în vârstă la care au probleme cu prostata. Prostata presupune ca vezica urinară să nu se golească cum trebuie, să rămână urină în vezica urinară și atunci vezica urinară să preseze pe aceste zone slabe ale regiunii inghinale. La fel, poate să apară nu numai din cauza creșterii presiunii abdominale, deci toate aceste cauze au fost categorizate la creșterea presiunii intraabdominale. Poate să apară și din cauza slăbirii rezistenței peretelui abdominal. Asta înseamnă pacienții cu cancere sau alte boli consumptive, ciroze hepatică, de exemplu. Și la sportiv poate să apară, exact. La sportiv este o categorie aparte, pentru că ei trebuie să facă efort fizic și să facă un efort fizic mare. Din punctul acesta de vedere, operația laparoscopică la sportiv este mult mai indicată, pentru că reinserția în sport, la ceea ce facea el până atunci, este mult mai rapidă. Ei pot teoretic să intre, să se apuce de antrenamente după 10 zile de la operație. Bine, antrenamente ușoare,